Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou clip cu Need for Speed Hot Pursuit, dar înainte ca să încep acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă mă susțineți și vreți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, eu am decis ca acest episod să fie ultimul din seria de Need for Speed Hot Pursuit, o să încep o altă serie cu Need for Speed. Probabil că o să fie Need for Speed Most Wanted sau Revolts sau Underground, nu știu, am să văd eu. Totuși am zis să ajung cu seria la episodul 10 pentru că a fost o serie destul de frumoasă. Ok, o să începem, cred că aici, o să mă dăm cursa asta. Cu altă mașină, bineînțeles. Și vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru suportul acordat la ultimele episoade, chiar sunteți cei mai tari. Mai avem puțin, fraților, și ajungem la 20.000 de vizionări, sunteți super tari și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Chiar obiectivul meu acesta este să ajung la vizionări. La 20.000 de vizionări, ca să zic așa. Ok, hai să vedem ce o să reușim să facem în această cursă, dacă o să câștigăm și o să luăm goldul, pentru că o să luăm și 6.000 bounty. Câte mile are oare? Undeva la 8.000, dacă nu mă înșel, cred că da. Pentru că am mai făcut o dată. Sper să nu fie drop frame-ul și sincer a trecut ceva timp de când am mai jucat. Fraților, sunt foarte, foarte răcit, deci pur și simplu nu vă închipuiți cât de răcit sunt. De-abia pot să vorbesc, cred că m-auziți pe voce. Am fost și mai rău, bineînțeles, dar mă tratez. Mamă, dar se vede că a trecut ceva timp de când am mai jucat. Sper să nu fie drop frame-uri. Am și nitro. S-a reîncărcat nitro-ul. Dacă avem o mașină aici. În curbe o să fie puține drop frame-uri, dar n-am ce să fac pur și simplu. Mamă, dar cât de greu se controlează. Se vede că a trecut ceva timp de când am mai jucat. Sunt pe 6 nasol, dar o să intrec mai încolo, cu siguranță. Uitați, se regenerează și nitro-ul. Acest episod mi-am propus să dureze cam 18 minute, sau minim 15 trebuie să dureze neapărat. Uite, bine, am trecut și de mașina asta, imediat vine o curbă. E o cursă cu multe mașini. Ok. Hai să vedem dacă putem să luăm vreunul. Nice. Am dat în gard, din păcate. O să dau cam 4 curse, mai mult nu are rost, sincer să fiu. Au dat fail aceștia, sunt pe 3. Au dat crash. Fraților, eu zic că se mișcă destul de ok. Bine, acum sunt sub tunel și... mamă, deci intram acolo, dădeam un fail. Dacă l-am întrecut și pe acesta, sunt pe 2, dar o să mă întreacă, bineînțeles. Mamă, deci am avut o durere de gât, sincer să fiu. Vedeți, de-abia pot să vorbesc. Oh my god. M-am trecut, aparent. Am să încerc să vorbesc destul de tare pentru că în clipul cu Dream Chamber, încă de atunci eram răcit și am vorbit foarte, foarte încet, cred că de-abia mă auzeați. Eu mă auzeam încet cu volumul dat la maxim, numai că știi, volumul dat la maxim, la laptop, tot. Adică la Windows, mai bine spus, da, la Windows. Sunt pe 2. Hai să vedem dacă o să reușesc să iau goldul și să deblocăm și altele. Să vedem, mai avem 2.000. La 2.000. Hai să vedem. Probabil că o să luăm silver, dar nu e nicio problemă. Dar eu am zis că aici e cazul să închei această serie, pentru că practic am deblocat toate, tot ce am avut de deblocat în Need for Speed și în episodul 10. Asta i-a fost.
Inițial trebuia la episodul 9, dar n-ai auzit, s-a ajuns până la 10, că n-ai, așa e frumos. Doamne ferește, te-am prins. Nice, deci vreau să rămân pe 10. Bă, pe, doamne, pe 10, pe locul 2 ar fi foarte, foarte frumos. Ok. Hai să vedem, Andrei. Ui, trebuie să am mare grijă. Nitro! Yes, like, fraților, pentru că am câștigat. Gigi boss. 3 minute 50. Nice. Mă scuzați, fraților, dar v-am spus. Sincer să fiu, n-am putut să vă las fără episod. Mai ales că de Crăciun nu o să postez mai nimica și... Următoarea va fi asta. Mitsubishi o să luăm. Fie albastru, că e, albastru e culoarea mea preferată. Îmi place albastru, verde deschis, opa, scuzați. Da. Nu știu, să lăsați în comentarii dacă și voi sunteți răciți. Nici nu știu dacă va dura 15 minute acest episod, va dura undeva la vreo, nu știu, sigur 15, sper din tot sufletul, 4 curse. Aceasta este a doua cursă și fraților, sincer să fiu, am fost foarte, foarte nervos. Și de ce spun nervos? E bine prin prisma faptului că eu nu pornea nici cum programul de filmat, fraților, deci era foarte nasol. Apăsam tasta F12 pentru că cu tasta F12 pornesc filmarea și... Și fraților, rapid, foarte, foarte tare, rapid, foarte, cum să zic, foarte bine merge. Și nu punea filmarea, mi-a părea că se aprinde webcam-ul. Dar nu, am ce intrat în mine, dar nu, pur și simplu nu filma. Pot pur suti asta. Ce n-a fix. Urmărește și poliția mi-a dat un boost din spate. A, uite, Gabori cum vin după mine. Ia, uite și tu ce ratat, infect. Nu, pe mine știe să mă ia. Cred că i-am luat ceva. Mamă, uite-te și la asta. Dacă ne descurcăm aparent, dar mi-e cam distrus mașina. Mamă, uitați-vă și voi cum e mașina. Sunt pe 2 aparent, dar o să pierd locul, pentru că uitați cum vin gaborii. Nice, yeah. Uitați. Zburăm. M-am distanțat puțin de ei. Sincer, mie mult mai mult îmi place Dirt Rally. E mai ok, zic eu. Acela să continui seria, pentru că acolo pot să fac multe și e și multiplayer și merită, sincer. Nu! Oh my god, ce m-a speriat. Ia, uite-te și tu la el ce ratat infect. Ia uite-le! Ia uite-l, doamne! În viața reală eu nu i-aș vedea să fie așa. Nice! Gigi boss! Tactică, fraților! Nu cred, mamă, uitați-vă! Tactica la Twister. Sunt pe 1.
Am 0,5 mile. Dar normal, poliția. Ce Bun, să-i fraților, faci? din Ce păcate să-i... s-a oprit filmarea, dar am câștigat cursa, mă bucur. O să mai dăm încă o cursă. Nu știu, să vedem ce cursă mai avem la dispoziție. Uite, asta n-am dat-o deloc. După care am să închei și acest episod. Eu zic că aici e bine să... Cam atât. Eu zic că e destul acest episod. Cred că va dura sigur, siguranță 15 minute. Na bun, hai să vedem ce o să reușim să facem. Sau nu știu, poate mai dăm una, nu știu, am să văd eu, depinde de timp, pentru că mai am puțin și trebuie să plec la liceu. Gen, dimineața când filmez eu. În general, dimineața m-am obișnuit să filmez, înainte să mă duc bine, când am teste sau asta, normal. Cine filmează când sunt teste sau... Oh my god. Sau teze, nici nu mai zic. Oh my god. Când... Mamă, ce frumos arată mașina asta. Bă, fraților, zic că se mișcă destul de ok. Nu au fost prea multe drop frame-uri. Singurul lucru pe care mi s-a deranjat pe mine a fost faptul că s-a oprit filmarea. Cred că mai dăm una. Cu siguranță că o să mai dăm una. Pentru că nu pot să vă las pe voi fără. Ia uite-te și tu, mă! L-am ferit! L-am ferit, fraților! Nu mai avem șanse aici. Asta, cursa asta. Cursa asta e doar așa de o plimbare și explorarea deșertului. Cred că aici e Kenya. Știu din Dirt 3. Nu mai știu să conduc, vedeți? Dar pur și simplu, eu am crezut că l-am ăsta, l-am ferit. Dar apare nu. What the fuck? Fraților, și nu știu de ce nu mai pot filma nici Counter-Strike globală, CSGO competitiv, nu mai merge, de-abia mă pot juca, nu știu. Cred că trebuie să-mi scriu Windows-ul. În ultima vreme am fost destul de supărat în vizionul acelui fapt. Și acum, măcar sunt... Na, nu mai am șanse. Fuck you, futu... Futu familia din cap să-ți fut. Ia uite-te și tu, doamne. Ce am luat? Bronzul? Na. Ce să fac? Asta e. Pana mea. Bun, fraților. Am, uite că aparent e bine. O, un Audi am obținut. Cred că o să jucăm... o să jucăm cu el. Bănuiesc. Na, cu el o să și jucăm. The most powerful Audi TT ever powerful. Ține dacă ne dă să voie să folosim și audio, că cu audio clar că mergem. De ce nu mă lasă? În fine. Bun, mergem la altă cursă, dacă nu ne lasă aici. Și vine așa, asta am dat-o. Aici ne ține mult de vorbă. Asta n-am dat-o. Ba, am dat-o asta, am dat-o, exact. Sau nu am dat-o? Nu asta, aceasta o să dăm. Duel 1v1, asta e. No, ok, hai să vedem. Numai asta avem la dispoziție. O să o alegem și cu cea albastră. Mașina mea preferată din Need for Speed e Mitsubishi. Și în realitate îmi plac mult mașinile Mitsubishi, sunt topit după ele. Ok. Încă o dată îmi cer mii de scuze, dar vedeți că abia pot să vorbesc pur și simplu. Și eu am fost supărat. Am fost și mai rău și am încercat să filmez, dar n-am fost în stare pur și simplu. Deci dacă nu o să vedeți clipuri de Crăciun, asta înseamnă că sunt puțin răcit și vă dați seama, e Crăciunul, cine postează în Crăciun, că vreau să fiu și eu cu familia. Să mă relaxez puțin, pentru că a fost un an... Am mers acum cu tezele, cu testele, va veni și clasa noua. Vă dați seama că nu vreau să mă relaxez și eu puțin, mai ales și cu YouTube-ul, cât am filmat, am ajuns, fraților, aproape la 240 de videoclipuri, cred că și sunt peste.
China. Mamă, ce fain e, ce frumos e pe ploaie. Bine că nu sunt drofemuri, asta mă bucură faptul acesta. Totdeauna când intram aici în joc erau drofemuri și era foarte, foarte nasol. În episodul următor am să filmez case opening, mult așteptatul case opening, din nou cu 10 euro, 10 dolari. Hai să ne băgăm în fața lui. Sper că dacă am făcut eu acest lucru, nu o va face și el. Mamă, ce duel e aici, mai avem puțin. După ce am să termin și această cursă, se va încheia și acest episod, care sper că v-a plăcut. Ultimul episod de Need for Speed, oricum o să încep altul sau, nu știu, probabil că mă voi apuca de LOL. Oricum, asta înseamnă că dacă am oprit seria cu Need for Speed, în loc de Need for Speed o să postez Dirt 3, nu, o să postez Dirt 3 o serie și o mașină cu curse și aceasta Need for Speed e altă serie cu curse. Ia uite, mamă, ce intră șacalul. Nu! Aoleu. Mamă, deci cred că am apăsat asta. Astăzi cred că am apăsat această dată asta cât n-am apăsat-o de-a lungul anilor ei. A fost extenuată. Încă se vede că știu să joc în Need for Speed. Hai să mergem din nou. Mai avem 1,1 mile și adversarul nostru vine cu o viteză foarte, foarte mare, aparent. Ok. Îngorge și nasul puțin. O milă avem. Probabil că e ca și câștigată cursa, dar încă nu ne putem leuda pentru că am mai pățit-o, fraților, din când am dat crash. Și a fost nasol, vă dați seama. Și aici am pățit-o, da. Mamă! Da, fraților, e ca și câștigată cursa. Și aici se va încheia și acest episod. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Măcar la ultimul episod de Need for Speed Hot Pursuit. Bun, hai să vedem dacă ne-am deblocat ceva mașină și dacă am primit una. Hai că mi-a făcut bounty, poate facem... Oricum, eu am să mă mai joc off-camera, asta nu înseamnă. Bun, fraților, cam am trecut cu acest episod de Need for Speed Hot Pursuit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem în episodul următor cu CSGO Case Opening. Deci, pa, pa!